Aflat la 25 de kilometri de Madrid, orașul Alcalá de Henares figurează pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. El a fost conceput, în mod unic, ca oraș universitar pentru a servi drept model altor centre de cultură și educație din Europa și America. Grație eforturilor spaniolilor, multe edificii de piatră și incinte, moștenite de la trecutul care le-a modelat, au fost conservate cu toate nuanțele de stil gotic sau renascentist. Aici, în Alcalá, s-a născut de ziua Arhanghelului Mihail, 29 septembrie în calendarul catolic, scriitorul, poetul și dramaturgul Miguel de Cervantes, autorul cărții Don Quixote de la Mancha, roman care a făcut înconjurul lumii, a fost poreclit în epocă Ciungul din Lepanto, datorită unei mutilări suferite într-o bătălie cu turcii. Prin scrisul său, Cervantes încerca să remodeleze o lume pe care o considera imperfectă. Pe urmele lui Don Quixote, rătăcitorul, vizionarul și visătorul, colegii mei, Paula și Dragoș, au colindat prin Alcalá în căutarea comunității românești. Cei peste 18.000 de români, stabiliți aici, departe de plaiurile mioritice, unde le-au încercat pe toate, fiind mereu la un milimetru de a rata, de a pierde tot, au venit în Alcalá, seduși de iluzia unui bine comun, într-o civilizație creștină și catolică, capabilă să le ofere mijloace de subzistență, stabilitate, prestigiu și un statut respectabil. Bântuiți poate de iluziile lui Don Quixote, cel plecat în lume pe catârca Rosinanta și înarmat cu o sabie de carton sau, dimpotrivă, de spiritul pragmatic al lui Sancho Panza, românii se străduiesc să se reinventeze și să se reconstruiască, dorind parcă să șteargă cu buretele viața dinainte. Nemai fiind dispuși să se îmbrâncească pentru o pungă de mălai sau un blid de fasole, nemai dorind să fie etichetați drept milogi sau pomanagii, mulți români au venit în Spania în căutare de slujbe sigure care să-i definească ca oameni de succes. Am venit cu speranța de a-mi face un viitor mai bun, mai frumos, de a munci. A fost foarte greu la început, nu prea cunoșteam pe nimeni, aveam un prieten. La început, ca tot omul care vine, am început să lucrez în curățenie. Din dorința de a nu mai lucra în domeniul domestic, în curățenie, am învățat informatică. Românii s-au mobilizat în Alcalá. Dorm pe sponci, se spetesc muncind, dar sunt motivați. Vor să-și pună o nouă temelie în viață, să reușească să dovedească ce pot și cine sunt. Ce încercăm să facem este o intermediere între bancă și client, în temă de credite ipotecare, în temă de împrumuturi personale pentru nevoi personale, vânzări de mașini, deci vânzări de apartamente, ipoteci pentru apartamente. Am clienți spanioli, atât și în vânzări de apartamente și în cumpărări de apartamente, în cumpărări de mașini, asigurări, deci nu avem diferență. Nu este o firmă 100% românească sau o firmă 100% spaniolă. Se știe că Europa îmbătrânește. Spaniolii au nevoie de emigranții români, de cei care muncesc, dorind să fie cetățeni de plin, tratați egal de legi și autorități. Am fost și pe acasă, mi se pare mai frumos acasă, dar e mult mai bine aici decât acasă. Și mâine am o nuntă, așa că am venit la doamna Mariana să mă aranjez un pic, pentru că trebuie să fie ceva special. Biserica este locul de întâlnire al românilor. Episcopul catolic Ibaniez le-a oferit bazilica Paseo de la Eustasion pentru a asista la liturghiile desfășurate în rit ortodox, pentru a se spovedi și împărtăși.
o înlesnire a unui creștin către alți creștini. Primarul din Alcala le-a concesionat o parcelă de 1800 de metri pentru a construi o biserică ortodoxă. Concluzia? Creștinii ortodoxi și catolici practică un ecumenism ad hoc. Au învățat să trăiască împreună în diversitate și libertate. Fiecare respectă religia, tradiția, identitatea, cultura și istoria celuilalt. În aceste vremuri în care românii au fost nevoiți să emigreze pe alte meleaguri, iată că biserica este împreună cu ei și ei nu rămân fără biserică, nu rămân fără slujitori și mai ales, iată că nu rămân fără episcop și fără organizarea bisericii. Este o concesionare pe 40 de ani, putându-se prelungi această concesionare, dar este un mare lucru, un mare dar pe care, iată, comunitatea noastră îl primește de la autoritățile locale. Un mare sprijin. După ce au filmat comunitatea ortodoxă din Alcala, așa cum alți colegi de-ai mei au plecat pe urmele românilor din Barcelona, Malaga, Roma, Genova sau Bari, Paula și Dragoș au ieșit din biserică. Se vor duce din nou acasă în România, unde i-au invitat și pe români exilați în Spania, dar și pe spanioli însetați de călătorii. E bine și la noi în țară, nu-i așa?